Astăzi avem treabă serioasă, ne-am pregătit, așteptăm să vină iepurașul și nu putem să-l așteptăm fără niște ouă roșii, nu? Evident, măcar cu ouă, dacă nu cu altceva. Da, păi eu sunt convinsă că sigur masa va fi bogată. Doru, cum ne descurcăm astăzi? Șef, Elena și-a luat un assistant chef și a muncit de mește ochii de vreo oră. Aole, de ce n-ai să-ți dau cu niște pudră? Are două ajutoare mici aici, ia uite ce fac. Da. Stai, domne, că acum am înțeles. Deci, practic, noi astăzi le și personalizăm, nu le facem așa oricum. Dar de ce crezi că am făcut copii? Să stea degeaba? Agitație mare în familia lui Ellie White. În timp ce copiii pictează ouăle cu pixuri sau carioci, artista și soțul ei, Doru, pregătesc vopseaua după o rețetă tradițională. Două linguri de turmeric, puțin șofran. De cât puțin? Da, dar fără lingură. E puțin, nu, e oricum, o lingură e tot. Deci puțin din puținul care e, te rog. Puțin din puținul care e, ok. Fii atent, rup din el? Carne pe tot. Nu. Așa, ok. Mă, că nu. Perfect. Sunt chiar așa neîndemânatică. Asta e chiar scump, adică hai să nu-l irosăm. Să știi că asta am citit un site și șofranul cum e scump, hai să folosim cu curmă. Și atunci am zis că dacă folosim... Și punem... acum? Și și. Șef Doru? Te rog să pui mâna pe ouă. Iar pe primele două. Avem ceva. Altă variantă. Da. Avem ceva. Ouă care vor fi roșii după ce le-am lăsat la fiert în sfeclă. Tati, vreau un ou roșu pentru mine. Jesus, ce arde! Ce-ai făcut acolo, Maria? Pe mami și pe tati. Și acum, cine ciocnește pe cine? Mami pe tati. Tati o ciocnește pe mami. Copii, un lucru drăznic. Te-ai pregătit să-l facem pe ăsta? Da! Paștele pentru noi înseamnă un moment în care ne adunăm frumos în familie toți. Să sperăm că anul ăsta vor veni și bunicii. Și ne place să ne uităm la poze din anii trecuți. Mult de tot. Mihai, ce-ți dorești tu de la iepuraș? Mitralieră nori dintr-un desen care l-am văzut pe YouTube și patru figurine. Doar atât? Da. Maria, tu ce-ți dorește la iepuraș? Tabletă de ciocolată, aș mai vrea un VR. Voi o poezie ați pregătit pentru iepuraș? 3, 2, 1 și... O furnică acrobată s-a urcat pe ciocolată și cum casă nu avea, și-a făcut castel în ea. Bravo!